cincea zi, ultima zi, a caravanii colindelor desfășurate la Biblioteca Națională. Caravana colindelor este desfășurată în cadrul Salonului Muzical Junior, care s-a lansat la începutul campaniei noastre. Astăzi avem invitații copii frumoși. Nu am cuvinte, îi admirăm cu toți, uitați-vă că toți de frumoși. Haideți să aplaudăm! Cu sigur, invitați cu cea mai mare dragoste de doamna Angelina Sapăi, care este o tânără îndrăgostită de muzică, de muzica corală, de muzica bisericească. Îi mulțumim foarte mult pentru tot efortul care este, care îl face. Și pentru prezentarea programului o invit pe domnișoara Veronica. Vă zicem bine ați venit la concertul Caravana Colindelor, care se desfășoară aici, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Vă invităm ca împreună cu noi să savurăm din gustul colindelor și aroma sărbătorilor de iarnă. În continuare, vă propunem spre audiție corul de copii Axios al Centrului Regional de Cultură Andrei Sluceanu din orașul Orhei. Am venit să colindăm. Muzică și versuri Grigore Vieru. Colind francez.
Adrian Verdiman, versuri populare, adaptare Andreina Osate, solo Maria Sucar și Anisia Osate. Thank you.
Sușa. Interpretează Sebastian Cotruță. Interpretează Valeria Vadan.
OCV este minunată, Victoria și Maxim Zagorodnuc, Nai și Voce. Noi dreptate.
părinți și părinții la străbuni, Sfântei noaptea de Crăciun. Noaptea rugilor fierbinți se-ntorc fiii la părinți și părinții la străbuni, Sfântei noaptea de Crăciun. Interpretează Serafim, Maria și Nichifor Suhar. Seara aceasta e din toate serile, din serile sărbători, cea mai aleasă și până în zor de zi. Și versuri, Georgeta Vănova. Interpretează Amelia Badan, Cristina Băscav și Anisa Osati. Să-l chemăm și-n casa.
Lumini Soarelor, interpretează Valeria Badan și Sebastian Cotruță.
deschideți poarta. Solo, Teofana Constantache, Ana Maria Bratu și Maria Suhari.
Angelina Musate. Bună ziua tuturor, dragii noștri, dragi părinți, stimată doamnă Angelina Musate, conducător al acestor coruri minunate. Noi avem senzația că prin intermediul acestor glasuri îngerești, acestor chipuri curate și luminate, avem impresia că suntem în atmosfera divină a evenimentului care s-a petrecut acum peste 2000 de ani în urmă, nașterea Mântuitorului Hristos. Vrem să vă transmitem sincerele noastre felicitări, mulțumiri din suflet
pentru efortul deosebit care îl faceți la formarea acestor tinere vlăstare frumoase ale bisericii și societății noastre. Colindul este cel mai frumos obicei specific sărbătorilor de iarnă, în deosebi praznicului nașterii Domnului. Mulțumim totodată gazdei acestui eveniment, Bibliotecii Naționale de Istorie a Moldovei, pentru găzduirea acestui frumos festival, maraton al colindelor noastre strămoșești. Și după cum este tradiția, noi am venit și cu ceva cadouri pentru copilași. Totodată vom înmâna și diplome pentru membrii acestor formații corale. Și invităm acum pe doamna Angelina să ne adreseze două cuvinte. Bună ziua, stimați părinți și tuturor celor care sunt în sală, vă mulțumim mult pentru sprijin. Vă felicităm din suflet cu sărbătorile care ne sunt în preajmă. Să aveți, în primul rând, multă sănătate, răbdare, putere și să investiți în acești frumoși copii mulți, mulți ani, ca să le fie pentru mult timp înainte, dezvoltându-le calitățile, dezvoltându-le valorile, trimițându-le, da, tradițiile și obiceiurile noastre. Întâi de toate vreau să mulțumesc doamnei Diana Văluță și doamnei Veronica Văluță pentru invitație, pentru susține, pentru ajutor, pentru sprijin. Mulțumim din toată inima. Și mă bună, Anisia, unde ești? Păi nu eram gazdă, trebuie să mergem cu o lată. Noi îl acceptăm. Diplomă de gratitudine doamnei Veronica Văluță Bantaș pentru organizarea caravanei colindelor, cu mult respect și recunoștință, corul de copii Axios și corul de copii Teotocos. De gratitudine doamnei Diana Văluță Cenar pentru organizarea caravanei colindelor, cu mult respect și recunoștință pentru de copii Axios și Teotocos. Diploma de gratitudine domnului Serghei Crudu pentru coordonarea și implicarea în activitățile corului de copii Teotocos, cu deosebit respect, corul de copii Teotocos și Axios. Și diploma de gratitudine doamnei Veronica Albu pentru coordonarea și implicarea în activitățile corului de copii Teotocos, cu deosebit respect. Și desigur, copiii. Dar înainte de a da copiilor, vom lăsa casa, da? Frumoase lucruri se organizează atunci când ești cu sufletul și implicat absolut și ai și niște oameni de ajutor. Iată că mi-ai luat gândul. Voiam să mă adresez către părinții. Nu știu, eu cu colega aici chiar aveam niște lacrimi de bucurie. Dumneavoastră cred că la fel. Să continuați să investiți în copiii dumneavoastră, pentru că sunt niște lucruri extraordinare. Și doamna Angelina Usatăi, cred că este un îngeraș care v-a nimerit în calea dumneavoastră și păstrați-o și prețuiți-o. Și noi diplome de participare la caravana colindelor sala muzicală de junior pentru corul de copii Teotocos, Cinidea. Și corul Axios.
desigur, pentru doamna Angelina. Acum sunt cereri pentru orice eveniment să ai un dovadă, un document că ai participat. Deci pentru serviciu. Bravo și vă mai așteptăm și la anul, așa cum se zice. De valuri
nici la cum durem. Ca seara sosit tu de la